Direcția de Sănătate Publică a primit în cursul zilei de astăzi rezultatul probelor prelevate de la bărbatul suspect de infectare coronavirus. Călărășeanul s-a întors de la Milano în data de 19 februarie, însă în urmă cu două zile a prezentat primele semne de boală. În momentul de față, în județul nostru sunt înregistrate 12 persoane izolate la domiciliu. Ați primit rezultatul analizelor pentru suspectul de coronavirus? Da, le-am primit în urmă cu jumătate de oră. Ieri am primit informații de la un medic de familie din municipiul Călăraș în legătură cu un pacient adult care s-a prezentat la consultație, spunând că în seara anterioară consultației prezenta simptomatologie caracteristică unei viroze respiratorii, durere de cap, tuse, durere în gât. Pacientul a venit din Italia, din orașul Milano, în România, în data de 19 februarie 2020, moment la care orașul nu făcea parte din cele vizate de instituirea unor măsuri speciale în Italia. Pentru a preveni orice îndoială cu privire la starea sa de sănătate, acesta a fost transportat și izolat la Spitalul de Urgență Județean Călăraș, secția de boli infectocontagioase, conform procedurilor. Prin apelare la serviciul 112, cu ajutorul unui mijloc de transport specializat, care aparține ISU Călăraș. Starea pacientului în momentul actual este bună, stabilă, ameliorat din punct de vedere clinic. A fost recoltat exudat nazofaringian în după amiaza zilei de ieri și probele au fost trimise la Institutul Național Matei Balș. În urma efectuării examenului de laborator, vă informăm că probele au fost negative pentru 2019 COV, infirmându-se posibilitatea ca pacientul să fi contactat boala. În momentul de față mai avem persoane izolate la domiciliu, la nivel de județ? La nivelul județului avem 12 persoane izolate la domiciliu, 4 persoane în mediul urban și 8 persoane în mediul rural. Izolarea se va face pe o perioadă de 14 zile sau care? Da, izolarea se va face pe o perioadă de 14 zile. 4 persoane sunt în a treia zi de monitorizare, 8 persoane sunt în a doua zi de monitorizare.